Deci, nu există niciun credit luat de mine. De Prisma, unde să nu inducem în eroare telespectatorii. Dumneavoastră ați fost acționar, a și recunoscut, scrie toate ziarele, cu 30% în Prisma. 30% acționar, deci patron la Prisma. Da. Prisma a luat un credit de 8,4 milioane de dolari cu dobândi 10 milioane. Deci, astea sunt realitățile. Nu, va trebui să încheiem. Recunoaște, scrie aici negru. Nu, un moment. Dacă ei... Bun, vă rog frumos, calmați-vă, domnul Marinescu. Ăsta-i stilul, nu se poate. Domnul Marinescu, dar lăsați-l domnule să vă răspundă, domnul. Domnul Marinescu, lăsați-l domnule să vă răspundă, domnule. Deci vreau să ziceți despre un om. Noi ne distrăm, tema e. Dacă te duci la BRD, Societate Generală, și afli că s-au returnat toți banii cu dobânzi, cu penalizări. Aici scrie, domnule, nu vorbiți altceva. Aici a scris că nu s-au dat... Deci recunoști că partidul care susține așa ceva e un partid de nimic? Avasul a preluat toată datoria. Scrie aici, dumneavoastră, ce vreți să spuneți. V-a dat o ordonanță de urgență... Pe cine sunteți? Până acum spuneați că sunteți șefii partidului. Dar dumneavoastră, mințiți, domnule, când aici scrie negru pe alb... Bun, haideți o să revenim cu domnul Corneliu Vadin Tudor după scurt, domnul Bujar, dar fără dumneavoastră, o să-mi pare rău. Dacă mai vreți să spuneți acum ceva, domnul Șerbu, domnul Marinescu, domnul consilier, vorbesc serios. Domnul inginer și vicepreședinte al Partidului România Mare v-a făcut, nici nu mai contează din care motive, niște acuzații. Nu numai asta, în general, a oamenilor de afaceri, care la bază n-au fost oameni de afaceri. S-au realizat în viață prin anumite, nici nu vreau să le calific în niciun fel. Dumneavoastră știți mai bine ce ați făcut, dumneavoastră și cum ați făcut și probabil că nu e problema mea. Dar faptul că dumneavoastră acuzați un partid întreg este o mare greșeală. Vedeți dumneavoastră, de aici pornesc toate problemele acestei țări. Domne, bate-te, domne, cu domnul vicepreședinte, Marius Marinescu, susține dumneata teoriile dumitale, demonstrează că nu ești vinovat și cu asta basta. Dar dacă mai faci o singură acuzație la adresa Partidului România Mare, eu personal îți promit în numele Partidului România Mare că vei avea o problemă. Cu noi, ce toți. Ce l-a amenințat? Nu l-a amenințat. Pe mine mă distrează să mă lupt cu un partid ca România Mare. În primul rând... Pentru mine e o distracție, nu e o fală. Hai să spun ceva. Vă vezi dumneata pe mine cumva supărat, nervos? Păi, dar eu sunt supărat. Nu, dacă dumneata ai fi fost vreun mentor pentru cineva... Când pot să spun ceva? Dumneata, dai lecții de afaceri. Domnul Diacu, faceți o emisiune... Numai despre afaceri. Bun, și mulțumesc. Facem consilier, dacă mai vreți să spuneți ceva. Pune dumneata 20 de vile și eu pun viața mea. Poftim. O pun pentru 20 de vile, că eu n-am 20 bun, de vile. Bun, e regulă. Mulțumesc. Și nu sunt invidios, nu am nicio problemă. Haideți, lăsați să vă răspundă dacă ești de acord. Nu. Să facem o emisiune de afaceri. Sper că nu vrei să te compari cu mine în afaceri și în afaceri cinstite. Domne, lasă-mă, domne, în pace. Uite, îi trimite cineva un mesaj. Domne, dumneata, îmi spui mie cine ești dumneata. Domnul Șerbu, mesaj pentru domnul... Chiar mă provoci. Domnul Șerbu, atenție. Mesaj pentru domnul Țânțăleanu. Vedeți că vila în care e sediu PRM Dorobanț a fost a domnului Șerbu. 0 lei a fost paguba de la Bancorex. Vă ajută un telespectator. Deci vila dumneavoastră ați dat-o PRM-ului? Să vă spun ceva. Minciună, vila, în care, vila în care a funcționat două secunde, te rog frumos. Vila în care a funcționat Atomic TV și este unul, deci dumneavoastră, după dumneavoastră am urmat eu prin închiderea postului de televiziune, este, domne, aproape, să spunem, aproape proprietate. Eu am un antecontract de vânzare-cumpărare în care la nivelul anilor 90 eu am plătit 700 de mii de dolari. Da, domnule, am înțeles. Și după aia trebuie să devin și chiriaș la locat-o. Păi spun eu, domnul Țânțăreanu. Nu, da, vedeți telespectatorii. Ce înseamnă să fii un om de afaceri prigonit. Domnul Șerbu. Nu dumneata. Eu uite, n-am fost prigonit. Haide, domnule, lasă-o de alt telespectator zice, sunați-mă pentru domnul Țânțăreanu să-l ajute. Sunați-mă să vă spun de domnul Simion Florin, de domnul consilier. Deci așa se pot spune foarte multe. Așa este, domnul Diaconescu. Multe calomnii, multe enormități. Vă rog, mă sunați
ce am spus? La poartă toți care vreți. Eu ce am facem spus? Facem un dosar, domne, pentru că eu astăzi... Domne, vedeți că asta e o metagnă comunistă. Dacă în dosarul ăla care spune că sunt de mine afaceri cu statul, există măcar unul, eu cad în genunchi, pup în cur tot PRM-ul și spun sunt un pungaș nenorocit. Și la cine? Poate, ia stați poate măcar o hârtie. Stați puțin. Asta e bună, da, ia. Stați puțin. O hârtie, domnul Șerban. Stați puțin. A doua treabă. Domn Diaconescu. A doua... Domne, Prisma a luat 10 milioane... Dați, domnule, hârtie. Da, domnule. Domnul Diaconescu. Păi poți să nu vă aud pe domnul Marinescu. Domnul Șerban. Pot să vă întreb ceva? Da, vă rog. Este prima emisiune la care participi eu la noastră? Nu. Am susținut eu ceva vreodată fără dovezi? Nu, dar dați-a cu o hârtie ca să vă pupe omul. Scoate una. Hai, domnule, răbdare, ce te grăbești așa? Păi ce faci, domnule, îmi dai ordine mie? Domnule, dumneavoastră, crezi că ești mântar, la dacă ei au venit să minte că eu am acolo contracte... Alo? Nu, domnule, nu v-a dat ordine. Domnule Nic, nu v-a dat ordine. Domnule, vă rugă frumos să vă arătați. Eu sunt turnător de zmoală pe izolații de alea care ai făcut dumneavoastră. Stai să ne înțelegem. Eu sunt fondator al pieței de capital din România, domnule. Ați înțeles? Eu am băgat în România 20 de milioane de euro. Și s-au dus dracului pe dăștia ca dumneata. Da, înțelegi? Domnul Șerbu, dacă vorbiți frumos. Și le disecăm domnul pe Șerbu, toate. Vorbiți nu frumos. Mă interesează. Dar te rog, un domnul Marinescu, nu da, face, face. Ba da, de acum chiar încerc. De acum chiar încerc. Bun. Ce dracu încerc? Rămâneți. Domnul Țințăreanu, acceptați să rămâneți doar cu domnul Marinescu sau și fără domnul Marinescu? De la toate acuzațiile. Sau și fără domnul Marinescu. Da, trebuie să înțelegeți că în seara asta domnul Țințăreanu a fost invitat nu doar pe această temă. Da. Bine. Atunci mulțumesc domnului Nic Șerbu și domnului Florin Simion pentru participare. Revenim cu domnul Vadim Tudor Printa. Și domnul Țințăreanu aici în studio. Da, ziceți. Ceea ce a spus dumneavoastră acolo... Vorbiți în microfon, puteți vorbi în microfon. Deci pe mine m-a deranjat ceea ce ați afirmat dumneavoastră acolo, că totul e o aberație. Deci care? Nu este în ceea ce a spus dumneavoastră în hârtie acolo. Nu, da. Un moment, hai să recapitulăm. Că să aveți caseta. Da. Am spus că am primit la poartă, mi-a lăsat un plic, plicul ăsta... Plicul ăsta, plic. În care erau treaba asta și e nesemnată. Și am spus, nu știu dacă este adevărat. Rugămintea mea este, că mie nu o să-mi răspundă, să o dea domnului Vadim Tudor și să spună, nu e adevărat, fratele meu, Marcu Tudor, nu era mai frumos să-i o dați domnului Vadim Tudor? Eu n-am cum să-i o dau, că n-am cum vorbi. Dar vă dau acum dumneavoastră, dar nu era cu rugămintea mai frumos, să-l primete tot TV-ului, să, nu mie. Da, nu era mai frumos ca acest plic să-l fi dat totuși domnului Vadim Tudor și să vă răspundă la el dacă este adevărat sau nu este adevărat. Fără să faceți afirmațiile pe care le-ați făcut, v-am explicat și de ce. Dacă eu acum vă mânjesc și vă murdăresc, pot să vă spăl o săptămână, că tot nu mai sunteți cum ați fost la început. Înțelegeți? Deci poți nu poți să faci o afirmație. Poți să intervin și o calitate de jurist? Da, vă rog, în concluzie. Cum se numește ceea ce ați făcut dumneavoastră acum? Vă întreb... Dumneavoastră trebuie să aveți noțiuni juridice. Nu, despre n-am nicio noțiune. Ce ați făcut dumneavoastră acum cu această hârtie? Ce? Care ați citit-o în direct la OTV. Da. Știți cum se numește? Cum? Calomnie. Dumneavoastră, două secunde. N-aveți nicio dovadă că această hârtie nu este făcută de noastră. Domnul inginer și vicepreședinte Marius Marinescu a citat din presa scrisă. Domnule, sunt documente publice. Domnule, dumneata, ai înțeles că ești în culpă? Sufăr de treaba asta. Păi știu că nu sufăr. Uite, sufăr. Știu că nu sufăr, deci, domnule, cu atâția procurori care beau whisky la dumneata. La mine. Opa. Păi, da, mie. Încurcă treaba. Fii atent că dacă beau procurori, s-ar putea că spui că ai afaceri. S-ar putea să ce? Băi, neață, Țăreanu. Dacă spui că beau la mine. Păi mine au încercat 5 ani de zile. Revenim imediat după un scurt moment publicitar. Revenim.